Orban, pus la zid. Metodele de reînviere PNL, faza pe filiale. Cum vor fi zburai liderii din funcții? Cu reînviere organizare înainte de mobilizarea PNL pentru viitoarele europarlamentare. Punct un deziderat prin care Ludovic Orban vrea să obțină un scor la primul său test electoral ca lider de partid care se le ferească de soarta predecesorului său, Crin Antonescu, îi permit supraviețuirea în fruntea acestui partid. Metodele la sâns de dorit îi alimentează temerile și scenariile colegilor săi de partid care cred mai mult în Dorina de revană a președintelui lor, decât în intențiile acestuia de mobilizare a PNL. Până acum, din partid virgule au plecat trei parlamentari liberali, Virgil Chiac, Eusebiu Pistru și Doru Oprican. Motivele sunt diverse și nu pot fi imputate toate lui Orban, ci mai degrabă la ei încă conflictuale dintre vechi liberali și fotii democrat liberali în unele județe. Un alt senator, Daniel Zamfir, a fost exclus din partid pentru atacuri repetate la adresa colegilor săi de partid pentru susținerea acordată de PSD pentru proiectele sale legislative. Un lider de filial, Florin Alexei, a pierdut funcția, iar organizația pe care o conducea, cea de sector 3, va rămâne fără întreaga conducere, dacă viitorul birou politic național va valida propunerea BEX de dizolvare pentru non-combat cu PSD. Iar aceste mici cutremure sunt departe de a înceta în PNL. După ATI urmează o serie de evaluări ale unor filiale cu probleme încă la capitolul reorganizare după fuziunea dintre cele două partide sau cu situații conflictuale între diverii lideri locali. Conform unor surse din conducerea PNL, dar pentru parlamentarii rebeli, astăzi la BEX, se va introduce o formă de regulament intern pentru discutarea, susținerea și depunerea noilor inițiative legislative de sorginte liberal, în cazul liderilor de filiale, procedura de evaluare și posibilele consecine negative pentru actualii lideri de filiale vor avea efecte pe termen mediu și lung. Se vor face evaluări al filialelor, trimestrial, în conformitate cu noile criterii introduse la ultimul Consiliu Național. Unde vom avea două evaluări negative consecutive, vom trece la reorganizări și schimbări la nivelul conducerilor acestora. Nu putem să continuăm cu acei echipi dacă nu dăm semne de revenire. Nu sunt atrai noi membrii în partidii doar neagme de funcții, ne-au explicat sursele citate. Cu alte cuvinte, cele mai multe dintre organizațiile județene cu probleme vor avea posibilitatea ca în termen de cel mult 6 luni să le rezolve, în caz contrar, liderii acestora vor fi schimbați, iar birourile executive județene, dizolvate. Cele mai multe, nu-i capitala, unde după ATI se anun unele schimbri? Dacă în cazul lui Alexei al filialei de sector 3, lucrurile sunt deja clare, pe liderii de la nivelul sectoarelor 1, 5 și 6 nu-i atrapt deloc veti bune. Acetia au trecut deja printr-o evaluare a conducerii centrale, deloc pozitiv pentru ei. Pe fondul antecedentelor de colaborare local cu PSD.
potrivit surselor citate, în ciuda răcondrilor conducerii naționale de a înceta relaia cu PSD la nivelul consiliilor de sectoare, s-au înregistrat noi cazuri în care consilierii liberali au votat cot la cot cu cei social-democrați. De cealaltă parte, cei vizai de acuzile de non-combati lips de opozie, se aprei susin ce sunt victimele doriniei de revana lui Orban. Bucuretiul a susinut la ultimul congres candidatura lui Cristian Buoi. Orban nu uiti nici nu iart, face acum ce tie mai bine. Este pentru prima dată. În trecut, când a fost ales prim vice la PNL, a trecut la curățenie prin filialele din capital care nu i-au susținut candidatura, susin surse din tabra liberalilor nemulumiți de noul stil de conducere al partidului. De altfel, nu puine sunt vocile care susțin ce prin aceste măsuri, Orban încearcă de fapt să le lase pe Cristian Buoi fără nicio urmă de influență la nivelul capitalei, ca un preambul la scoaterea acestuia de pe lista de viitori candidați eligibili la europarlamentare. De altfel, potrivit surselor citate, Buoi pare a fi abandonat partida pentru București, s-a reorientat pentru a obține susținerea din partea filialelor liberale din Banat Partium, punându-i sperana ce doi lideri locali puternici, Nicolae Robu de la Timi și Jorge Falk de la Arad, îi vor susține candidatura pentru un nou mandat de eurodeputat. Între timp, după ati, la neam va merge secretarul general Robert Sighiartu pentru a evalua situația din această filial, în condiile în care liderul Mugur Cosman Ciucu nu se poate împca cu decizia BEX de anulare a dizolvrii conducerii organizației municipale de Piatra Neam. Conform unor surse, este pretextul perfect pentru Orban de a impune o serie de măsuri drastice care pot merge până la dizolvarea conducerii filialei județenei demiterea lui Cosman Ciucă, dacă taberele adverse din acest jude nu vor ajunge la înelegere. Iar problemele continuă. La nivelul PNL Vaslui există neînțelegeri între liderii de partid, se preconizează, în curând, o despreire a apelor, acuz deputatul Daniel Olteanu. Prieteni, nu mai e nici o urmă de îndoial ce PNL forează o despreire de mine. Am servit acest partid peste 20 de ani. Ultima dovadă, întâlnirea regională care a avut loc în weekend în Baku, destinat conducerii organizațiilor din zonii parlamentarilor, o întâlnire despre care nu doar eu nu am fost informat, ci mulți dintre primarii PNL din Vaslui, care avea un cuvânt de spus, a scris deputatul PNL.